O femeie în vârstă de 51 de ani a condus o autoutilitară utilitară dinspre municipiul Timișoara, spre localitatea Șag, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului și a părăsit partea carosabilă, intrând într-un șanț. În urma impactului a rezultat o victimă, un bărbat în vârstă de 54 de ani, pasager în auto utilitară condusă de către femeia în vârstă de 51 de ani, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.